Cleopa. Dacă nu l-ați cunoscut personal, cu siguranță i-ați citit o parte din cărți sau toate cărțile. Sau cei care nu l-ați cunoscut, poate că ați trecut prin chilia lui de la mănăstirea Sihăstria. Oricum, avem la îndemână câteva cărți care sunt esențiale pentru credința noastră, pentru că ele sunt foarte explicite și la îndemâna tuturor. Dacă ar fi doar acele volume mici, ne vorbește Părintele Cleopa. Însă, există și cărți de predici, și există o carte, chiar un tratat, dacă vreți, despre vise și vedenii, care este foarte valoros și poate că ar trebui citit de mulți din lumea noastră, visătoare și încrezătoare în demn. Părintele a fost un mare duhovnic și rămâne pentru memoria noastră colectivă și nu doar în memoria românilor, pentru că el și cărțile lui sunt cunoscute în lumea întreagă. A fost și tradus. El însuși a fost în pelerinaj prin lume și a ajuns la Sfintele Locuri și, bineînțeles, în Grecia și Sfântul Munte. Și avem în felul acesta o carte prea frumoasă a Părintelui Ioaniche Bălan, care era un fel de Aron pentru Moise. Părintele Ioaniche Bălan era cel care se îngrija de textele Părintelui Ilie Cleopa și de publicarea lor. A fost tare în mai multe rânduri, la mănăstirea Sihăstria, la mănăstirea Slatina. A avut prieten bun pe Părintele Arsenie Papacioc, care a stat în pustie, fiind hăituit de comuniști. În mai multe rânduri a stat în munți și pentru multă vreme, și până la 5 ani. Însă patriarhul de vrednică pomenire, Justinian, Marina, a fost cel care l-a protejat și l-a scos din ghearele celor care îl doreau cu tot din adinsul în pușcărie. În cele din urmă se întoarce la Sihăstria, dar nu va mai fi stareț, ci doar duhovnic. Dar un duhovnic foarte echilibrat și pentru obște și pentru credincioși. Pentru obște, pentru că erau foarte mulți călători. Și nu este ușor să conduci o mănăstire mare, cu multe acareturi și cu mulți călători. Părintele stareț Victorin Oanele, pe care probabil dumneavoastră l-ați cunoscut, cel puțin noi, care am cercetat mănăstirea Sihăstria adesea, l-am cunoscut, a fost secundat foarte bine de Părintele Cleopa. Nu exista nicio fisură între stareț și duhovnicul mănăstirii, ceea ce este foarte important. Deși erau diferiți ca și caracter, ca atitudine, însă când era vorba de mănăstire și de bunul ei mers, atunci ei făceau echipă foarte bună. Bineînțeles că foarte mulți credincioși s-au folosit de cuvintele lui și de înțelepciunea lui, sfaturile lui, mergând la țintă totdeauna. A fost prezent când vorbea mulțimii întregi, iar din mulțime oamenii întrebau punctual și el oferea răspunsul. De asemenea, și cu aceasta închei, de asemenea, am fost prezent, nu știu dacă Părintele Consilier, poate că și dumnealui, atunci când s-a inaugurat chilia din Palatul Patriarhal, cu câțiva ani în urmă. Părintele Patriarh, Daniel îl are la foarte mare evlavie. Iar pentru o perioadă, în anii 90, Părintele Cleopa Ilie a locuit în Palatul Patriarhal din București. Sigur că v-a mai povestit acest amănunt, se dorea o renoire la vârful bisericii și
unul dintre candidații, posibilii candidați la scaunul patriarhal, n-a fost altul decât părintele Ilie Leopard. Iar acea chilie este astăzi un loc memorial pentru părintele nostru patriarh și pentru cei care locuiesc în Palatul Patriarhal. Noi avem mărtejdea și avem și semnale că el va fi trecut în rândul Sfinților, ceea ce ne bucură foarte mult. Și pentru că noi avem evlavie la Sfinții Români, avem această conștiință că ei din Cerul lui Dumnezeu nu șomează în ceea ce ne privește. Din potrivă, ei se roagă lui Dumnezeu și mijlocesc pentru binele nostru obștesc și pentru mântuirea sufletelor noastre, mai ales în aceste vremuri de restriște, când așteptăm răspuns. Unul dintre cei care putea da răspuns în aceste vremuri era Părintele. Și am putea să ne rugăm Părintelui nostru Cleopa să ne picure din acest răspuns și nouă, în mintea noastră și în inima noastră, astfel încât să depășim, așa cum se cuvine, această perioadă dificilă. În veci să fie omenirea.